Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație microvasculară a diabetului. Potrivit estimărilor, pe parcursul evoluției diabetului zaharat, până la 50% dintre pacienți vor dezvolta neuropatie simptomatică. Cel mai frecvent, pacienții noștri, atunci când au neuropatie diabetică, raportează prezența paresteziilor, disesteziilor sau anesteziilor la nivelul membrelor inferioare. Dacă este diagnosticată precoce, există posibilitatea unei intervenții eficiente. Deci, iată, dacă o diagnosticăm repede după momentul apariției, există premisele unei intervenții care să fie eficace și de lungă durată. Testul Michigan este un instrument util pentru detectarea precoce a neuropatiei periferice simetrice distale. Chestionarul conține două aprecieri separate, una făcută de medic și alta de pacient. Atât pentru medici cât și pentru pacienți, testul Michigan este un instrument deosebit de valoros, deoarece este un instrument validat care aduce un plus de valoare diagnosticului și, foarte important, este fezabil și ușor de aplicat. Deci, practic, îl putem utiliza în aproape orice scenarii, iar beneficiile utilizării sale sunt importante prin prisma plusului de valoare pe care acest instrument îl aduce diagnosticului. Ne ajută pentru că putem face un pre-screening. Deci, iată, pacientul poate să identifice o serie de semne de alarmă care mai apoi să poată duce la un diagnostic conform standardului de aur în cabinetul nostru. Este o autoevaluare ce poate fi efectuată în urma unui instructaj extrem de simplu. Practic, instrucțiunile sau setul de instrucțiuni pe care pacientul trebuie să le cunoască e un set de instrucțiuni minimale și poate fi efectuat fără niciun fel de probleme de către orice pacient cu diabet zaharat singur acasă.